Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live aseară Craiova. Limititelul a câștigat cu voluntari 2-1, cu două goluri destul de norocoase, însă Craiova se apropie de Sepsi care n-a reușit să câștige la Botoșani, a fost 1-1 și se va da o luptă practic în doi pentru ultima poziție de play-off în acest sezon. Sepsi are 38 de puncte, Craiova are 33 de puncte, 5 puncte diferență în momentul ăsta, mai sunt 4 etape de disputat, etapa viitoare se joacă. Craiova va juca acasă cu Mioveni, în timp ce Sepsi joacă acasă cu Hermannstadt. Asta este ordinea de etapa viitoare. Continuă discuțiile legate de ce se întâmplă la FCSB, echipă care pierde pe finaluri de meci puncte importante în lupta pentru intrarea în play-off cu o distanță cât mai mică față de liderul Faru sau CFR Cluj, dacă cumva se va schimba liderul în ultimele etape din sezonul regulat. Se discută despre lipsa unui antrenor cu experiență care să știe cum să gestioneze finalurile de partidă. Se discută despre multe lucruri în acest final de sezon regulat. Ne apropiem încet încet de partea a doua a campionatului, partea importantă a campionatului, când se va decide titlul. Se vor decide echipele care retrogradează. O să discutăm despre toate astea în dimineața asta, însă în dimineața asta stăm la povești cu un fotbalist important din ultimele decenii din Liga 1, un fotbalist cu aproape 300 de meciuri în Liga 1, un jucător care putea să facă probabil și mai mult, însă la CFR Cluj era o aglomerație și era și o situație de criză în momentul în care a ajuns acolo. A ajuns la un moment dat și la Steaua, însă a stat foarte puțin pentru că antrenorul care l-a adus la Steaua a plecat și cum se întâmplă prin România, pleacă uneori și jucătorii atunci când antrenorul pleacă într-o situație tensionată cu patronul echipei. Aici e vorba de Pițurcă și George Becali. Discutăm cu un fotbalist care a marcat niște goluri spectaculoase în cariera sa în Liga 1, niște goluri care au prins acele momente cu fazele sezonului în mai multe sezoane. Un fotbalist care la un moment dat a născut o discuție aprinsă pentru că voia să-și ia salariu pentru creșterea copilului, concediu de paternitate, cum se spune, de fapt pentru, nu de maternitate, de paternitate, și era suma pe care ar fi cerut-o el, potrivit Ministerului Muncii, era de 90.000 de lei. A fost atunci o întreagă discuție, Colguța Vasilescu, foarte multe discuții. Claudiu Voiculeț este invitatul nostru în această dimineață. O să ne povestească el cum a fost povestea respectivă, situația din 2017. Bună dimineața, Claudiu! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața! Ce faci? Cum îți merge? Cum e viața la 37 de ani, după fotbal, la cât? 5 ani? La 6 ani, cred. 6 ani după retragere. În 2016. Cum îți merge? Cum e? E ok. Dați seama că după o viață în care am făcut decât fotbal, așa, în fiecare zi te gândești la el. Da. Păi și ce faci? Cum îți merge? Cu ce te ocupi în momentul ăsta? M-am detașat de fotbal. Total. Asta înseamnă că nu neapărat că nu faci așa, bă. Adică probleme pe care le-am avut și m-am făcut așa să mă detașez cât mai mult. Te simt un pic că ai rămas dezamăgit după niște experiențe, ai pierdut bani, din ce mă uitam în dimineața asta, și la Pandurii, și la CFR. Niciodată nu a fost vorba de bani. Okay. A fost vorba de ce se întâmplă, de vrei să faci mai mult și nu te las, nu nimeni nu gândește să facem, să dezvoltăm, să nu e vorba de bani, că okay. Banii, știți, în România la orice club te duci, lași bani, nu, asta e dacă nu lași e o problemă, cred. Ok, deci se știe că în România trebuie să fii dispus să lași bani la cluburile la care te duci. Și cu CFR-ul am discutat și atunci deci nu problema banilor a fost, problema de cum au gestionat. Le-am explicat, când am venit la, am avut la Târgu Jiu, a venit domnul Pustai, nu ne-am înțeles, dânsul avea altă gândire pentru fotbal, vrea să joace mai, știți, da, strategia domnului Pustai. Așa. Nu ne-am înțeles, astăzi nu am zis gata, să plecăm. L-am dus la Cluj, bineînțeles și la Târgu Jiu, a renunțat la o sumă de bani. Le-am explicat celor de la Cluj,
Nu am luat bani la semnătură, nu am luat, am semnat contractul, iar după 2 săptămâni să vii să spui, păi știi că noi nu avem bani, că trebuie să-ți mișorăm un salariu, că s-ar putea să intrăm de... Ok. După 2 săptămâni, după ce ai semnat, ei au venit să spună că vor să-ți micșoreze salariul, nu? Că nu, ei deja erau, ei cred că deja aveau planul să intre în insolvență Da, atunci. da. Dacă nu te costă, nu va costa nimic, nu? Dă-mi actele, ne strângem mâna, am plecat, nu e nicio supărare, oricum nu poți să faci. Deci când tu știi că nu ai, când nu ai bani și când ești într-o situație, aduci jucătorii, transferi. Da. Da. După s-a ajuns la ce s-a ajuns, dacă nu... S-a ajuns la depunctare. În cazul tău, bine, tu ai fost considerat principalul pion în cazul respectiv. CFR fusese depunctată cu 24 de puncte, după aia la TAS au câștigat punctele. Până la urmă, cum s-a terminat toată povestea asta? Tu ai fost, la un moment dat, voi să te dea la Piatra Neamț. Deci, nu, asta, toată problema asta a fost, am spus, dacă atâta timp cât eu am venit liber la voi, pe voi nu v-a costat, nu am luat niciun salariu, nu am luat, dați-mi actele să... Nu? Fii atent. Nu, nu Claudiu, e o situație. Hai să-ți propun o chestie, ca să înțeleagă oamenii toată situația. Deci tu pleci de la Pandurii, te vrea rednic la CFR, dacă nu mă înșel, nu? Asta a fost discuția. Nu era... Nu era rednic? Nici nu știu, rednic parcă, da. Rednic te-a dorit. La Pandurii, din câte am citit eu, ai avut o foaie de creanță de să-ți recuperezi 60.000 de euro. Asta am citit în presă. Acum tu îmi spui dacă e corect sau nu. Nu, asta a fost după înainte să intre în insolvență la Târgu Jiu. Ah, ok. Când am deci plecat în a doua perioadă la Pandurii a fost povestea asta. În a doua perioadă. Bun, când ok. Am plecat tu ai plecat la fără... Târgu Jiu, mai aveam de luat 36.000 de euro. Ai renunțat la 36.000 de euro, că așa se întâmplă? Am dat să mă duc la CFR, am pus situația, le-am mai explicat și celor de la CFR, am renunț, vin, da. Nicio problemă. I-am întrebat, a fost o greșeală, cred că cea mai mare greșeală a mea. A fost o alegere foarte neinspirată, ce să... Plus stilul de joc. La CFR aveau, adică am plecat de la domnul Pusai care nu vrea să paseze. M-am dus la CFR care erau la fel cu același stil de joc. Direct. Da. Un joc care te cam sărea. Erai mijlocaș și erau cam fileu în momentul ăla. Da. Bine, nici acum nu e diferit la Petrescu, dar... Da, fiecare joacă, okay, fiecare sigur, joacă da. cum vrea. Problema e de cum alegi. Eu am recunoscut atunci, am făcut o alegere foarte, foarte neinspirată, dar se putea rezolva altfel. Da? Deci atâta timp cât vii la un club, nu ai luat bani, nu ai luat, ne-am strâns mâna, nu au vrut să-mi dea actele să fiu liber. Da. Păi dacă tu nu ai bani să plătești, nu ai bani, ce doriți, ce vreți? Ok, și ce păi că vă dăm hârtie, că îți dăm, aveam să plec, deci aveam să plec, aveam echipe, aveam să plec, dar m-au ținut, că îți dau hârtie, că îți dau hârtie, în fiecare zi mă dați-mi hârtie ca să pot să, că așa, degeaba discuți, discutam cu cluburi, discutam cu și, nu știu, dăm hârtie, că așa pe vorbe, ce să, când ajungi să semnezi, pe ce semnezi, pe vorbe? Tu venisești gratis de la Pandurii, nu? Ai venit gratis de la Pandurii la ei. Da, deci, da, practic, da. Nu, ei nu plătiseră niciun ban pe tine. În mod normal, nu pierdeau nimic dacă te lăsau gratis, neputând să te plătească. Exact. Ok. Exact. Adică asta spun, atâta timp cât n-ai investit, să zici că, băi, m-a costat bani, să nu poți să te las să pleci liber, nu aveam nicio legătură cu clubul, da? Da. Și explicația, explicația lor fiind care... În momentul în care le cereai explicații, ce spunea domnul Mureșan? Păi nu ceream explicațiile, ceream hârtie să mă lase să plec. Le-am spus, domnule, nu ne înțelegem, nu suntem pe aceeași, dăm hârtie să plec, da. E simplu. Da. Nu? Și, da, până s-a terminat perioada de transfer și după am ajuns la ce am ajuns. Să ne judecăm, să ne... Da. Cât ai stat cu ei în... Deci, neplătit, cât timp ai fost acolo? Păi nu ne-am luat. Acolo nu ne-am luat bani. Nu. Dar am spus, nu este vorba de bani. A fost vorba de cum s-au comportat, de felul. Nu poți să te duci la un club să spui, băi, dacă nu, băi, dar nu vreau bani. Și ei să zică, băi, dar te facem, te lăsăm, te lași de fotbal. A, asta stai nu... puțin, au trecut și la de-astea, la amenințări, da, un fel de șantaj. Adică nu, le-am explicat, mă, nu e vorba de bani. Când am plecat, deci eu am jucat așa, am jucat la Faro. Da. La Faro, când am plecat, am lăsat bani.
M-am dus la Pitești. La Pitești, când a plecat, am lăsat bani. Când m-am dus la Târgu Jiu, am lăsat peste tot. Da. Nu este vorba de... E vorba de felul în care se comportă și... Nu știu ce așteptau. Probabil vreau hârtie să... Nu înțeleg. N-am înțeles. Îmi treceau așa prin cap. Eu știu. Alte... Da, asta e. A fost. La un moment dat au vrut să te trimite la Piatra Neamț, din ce am văzut, la Ceahlăul, voiau pe Marc de acolo. Piatra Neamț și cu asta a fost după ce s-a terminat perioada, vrea să mă trimită în promunt sau să... Pe ce eu am venit să mă duc la Piatra Neamț. N-aveam unde să mai duc decât la Piatra Neamț. Da. Adică era culmea... Deci, practic, da. Era... A fost așa, a venit, nu știu, a venit un domn de la... Era președinte la vremea aceea. Da. N-am înțeles, m-a rămas așa că mă vrei să joci la Piatra? Nu vreau să joc la Piatra Neamț, că n-am venit să joc la Piatra Neamț. Culmea, nu joc nici la CFR, de actele să plec, nu stă fotbalul în CFR sau în... Dar, în sfârșit, n-am înțeles poziția lor de atunci și de asta s-a așa, după s-au ajuns la niște ambiții și la niște să ne târâm prin... să ne judecăm, să ne executăm, să ne... Na. Până la urmă, care a fost concluzia procesului cu ei? Cum a rămas până la final? Păi, concluzia, am câștigat într-un final. Da? Da. Și ți-ai luat banii de la club? Nu. În prima instanță m-au executat, mi-au luat ei banii. Cum adică? După... Stai, ai pierdut în prima instanță? Da, a fost o... că se judeca în... După ce au intrat în insolvență, se judecă în civil. Da. Nu se mai judecă la... Da. Da, știu. Corect. A, stai că citisem undeva că ai pierdut 60.000 de euro, îți luaseră ei bani. Dar de ce? Că erau bani nemunciți, așa a justificat instanța. Da, 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 da. Acum știți cum e. Te judeci în fața unui judecător și... Ok. Și ce? Ți-au pus sechestru pe ceva, mă gândesc, ca să-și recupereze. Da, pe? Da, ne-a pus poprire, s-au dus la executor. Adică de asta la ce s-a ajuns. Nu poți să spun, băi, uite, ai pierdut, hai să vedem cum facem, să îți dăm bani. Adică asta, când trebuie să dea clubul bani, sună, hai să vedem cum facem, cum, da. Când ți dau, te eșelonezi. La ei au venit, s-au dus, s-au luat hotărârea, s-au dus la executor. Da. Mă sună executorul, vezi că ai de la... pe conturi aveai poprirea, nu? Sau... Poftim? Aveai poprire pe cont. Da, da, da. Urma să se facă poprirea pe cont. Ok. După care... Deci procedura e urmă, cu hotărârea judecătorească, te duci la executor ca să obții bani, nu? Da. E simplu, da. Așa au gândit, așa, de asta vă spun că nu este vorba, atunci nu a fost vorba de bani, nici pe nicăieri, nu de bani, așa de... Știu, dar finalul care a fost? Că până la urmă poprirea nu s-a mai pus, ai câștigat tu, nu? În cele din urmă? A fost, s-a făcut, mi se pare că a fost pe fond. Așa, a fost și? O hotărâre pe fond și a fost executorie și după, nu mai țin bine, cred că a fost la apel, am câștigat. Da. Și au trebuit să iasă din insolvență, până în sfârșit, nu. Dar n-ai luat foarte mulți bani din ce îmi dau. Adică nu cred că au avut cu ce să te plătească. Sau au avut? Nu. A, deci am luat banii, ăștia banii pe care au executat, i-am luat înapoi. Ăștia. Atât, asta a fost singurul câștig din proces. Da. Wow. Și atenție, vorbeam de echipa campioană în ultimele sezoane. Era echipa momentului, cumva. Da, neapărat. Deci nu vreau să vorbesc. A fost cazul meu, nu știu, a fost cazul... Da. Nu înțeleg de ce au trebuit să se comporte, să gestioneze așa. Când am zis că, domnule, n-am venit pentru bani, că n-am venit, că nu stau eu să stai, că hai să ne judecăm, că trebuie să-mi dați banii, să mă trimiți. Felul în care te fac să te lași de fotbal, te trimit la echipa a doua, dă-mi, domnule, actele să plec. Simplu, ce? Și da, să spun, m-au ținut, nu mi-a dat o hârtie ca să pot să plec, m-au ținut până s-a terminat perioada de mergă. După, eu ce să fac? Dar tu te-ai întors și ai semnat cu ei după aia, din nou, parcă, nu? Păi tot cu o hotărâre judecătorească, da, nu, oricum procesul... Dacă s-a judecat în civil, pentru că era o insolvență, au fost niște hotărâri care au dat peste cap ce se întâmplă, adică ce erau la comisii. Da. A trebuit să știți că a fost atunci că, domnule, cazul Voiculescu,
s-a inventat o nouă lege. Dar dacă ei nu le corelează ce se întâmplă în insolvență cu ce se întâmplă în, nu? Cu legitimarea, cu astea, la legal. Și a trebuit să te întorci la CFR. Da, a fost o hotărâre în care ei mi-au rupt contractul de muncă și ați văzut că se judecă și când de la instituții. Da. Repune. Trebuie să te reangajeze pe aceeași funcție. Trebuie să te angajeze și pe mine m-a angajat domnul judecător. Deci tu nu voiai să te mai întorci la CFR, probabil. Păi nu mai vreau, da. Asta, în sfârșit. Mă rog, și când te-ai întors, cum a fost situația? Că practic erai readus de justiție. Când m-am întors, nu a fost, cum să... Cum s-au purtat cu tine? Practic erai un obiect străin în momentul ăla, un jucător care dăduse clubul în judecată. Păi, aceeași atitudine. Nu avem nicio... Aceleași lege. Dom'le, dați-mi acte, am plecat, ne vedem, de ce nu? Nu. Au avut ei ambiții. Și la asta s-a ajuns. Acum nu mai... În sfârșit. Am spus, a fost o alegere foarte neinspirată. Asta e. Trebuie să-mi iau sun. Bun. Asta cu CFR a fost una. Dar a mai fost discuția cu concediu de paternitate. Știa toată România atunci de tine. Deci oameni care nu se uitau la fotbal aflaseră de cazul fotbalistului care cere 90.000 de lei concediu de paternitate. Așa a fost legea, așa a fost la un moment dat. Oricum am tot... Eu de când am plecat de la Târgu Jiu, am zis că în Liga 1 nu vreau să mai... În Liga 1 nu vreau să mai joc. Așa. Tot încercat să plec... Să plec, am avut ceva din Cipru, dar nu s-a concretizat. Ok. Asta a fost așa ca un backup. Da. Așa a fost legea la momentul acela. Da. Dar până la urmă ai profitat de chestia asta? Adică ai luat vreun salariu de la stat, de maternitate? Adică ai fost plătit în perioada asta de paternitate? Că se tot discuta, domnule, vrem să restrângem la 8.000 de lei, să plafonăm. A restrâns doamna Olguța, da. A restrâns la 8.000 de lei și ai luat 8.000 de lei? Adică ai ajuns să iei 8.000 de lei? Da. Deci ai luat până la urmă. Cât? Un an? Cât ai stat? Un an? Doi? Cât ai stat? 2 ani. Ai stat 2 ani cu 8.000 de lei. Da. Plătiți de... Trebuia să fie angajatorul, nu? Care plătea, cred. Sau statul? Nu. Nu mai știu. Nu. Cred că statul nu plătește. Nu plătea încă, nu plătește... Plătește de la... Cum să numești? De la asigurări. Ok. Plăteau cluburile sau plătea... Da. Cum a fost perioada aia? Mă gândesc că era lume care scria, domnule, nu ți-e rușine, nu? Sau chestii de... S-au întâmplat lucruri de astea? Domnule, ia uite, cum cere ăsta. Nu. Nu? Nu. Că știi că se spune că e cel mai mare concediu de maternitate din de paternitate din România. Era. De departe nu era, dar s-a făcut caz că așa e, când știi, joacă fotbal. Asta nu, a fost o lege dată cu dedicație. Poate să... Ca să ia să vadă cine erau pe primele locuri. Aha, ok. Dar dacă a fost un fotbalist, s-a redus. Da. S-a redus. A făcut început un scandal, că vai, că... Adică noi nu avem la fotbal, că de asta... Noi la fotbal nu avem niciun drept. Deci nu ai nici contract de muncă, nu ești nici asigurat, nu ai nici pensie, nu ai nimic. Da. Chiar mă gândeam când am avut prima grădasă cu fotbalul, când prima dată când am ajuns la federație ca să mă dea liber de la Târgoviște. Așa. Cred că aveam 10 ani sau 11 ani. Eram cu un club de la Târgoviște care nu vrea la vremea aceea la un copil să dea legitimația. Dezlegarea, da. Da, adică strigător la cer, la un copil de 10 ani, stai mă că trebuie să te țin eu. Da. În sfârșit, să-mi plătești, cum se numește, bază de... Indemnizația de formare. Da, indemnizația la 10 ani. Da. În care părintele plătește tot,
mai plătești și indemnizație. Și trebuia să te duci să te judeci la federație ca să te lase să pleci, să și te te-ai lase să poți să judecat, joci fotbal. până la urmă te-ai Poftim? judecat la 10 ani, adică ai tăi sau M-am judecat. judecat la 10 ani. Și asta, de asta râdeam la 10 ani, deci când m-am dus la comisie și de atunci se discuta de legea sportului. Dom'le, că să facem... Da. Deci de la 10 ani am ajuns cât? Am acum 37, s-a dat vreo legea sportului? Nu e nimic concret. Nu e nimic. În care să aibă și fotbaliștii, nu? Să aibă o pensie, să, da. Aibă, să fie asigurat, să fie plătiți cu un contract de muncă. Sunt toți executați de fisc, fiecare. E în ce zonă se trezește fiscul? Da, în ce zonă a țării se trezește fiscul și zice... Pe ăsta îi punem pe oprire. Pe ce? Pe ce vrem noi? Că ba are contract, ba are convenție, ba are... Da, asta voiam să te întreb. Ai avut vreo belea după ce te-ai lăsat? Dar să... toți. Nu cred adică că taxe am... neplătite de club care s-au întors asupra ta. Asta, exact ce am spus. Deci fiecare în ce zonă s-a trezit fiscul, da? Fiecare inspector care mai cum i-a dus pe el mintea, da? A venit să pună probleme, că îi se pare că domne, câți bani câștigă fotbaliștii. Stai puțin. Deci, hai ca să exemplificăm în cazul tău. Tu ai jucat la Târgoviște, Dâmbovița, da? Fiscul din Dâmbovița a venit la tine, nu? Da, cum să spun. Deși la Târgoviște, prima ta echipă din carieră și acolo... Nu, au venit după, nu. Au venit că aveai reședința acolo, de aia. Da. Bun. După aia ai jucat la Constanța. La Constanța, fiscul din Constanța ți-a bătut la ușă? Păi nu, fiscul din orașul în care ai domiciliu. Ok. Nu contează că joci la... Da, dar la sesizarea, probabil din fiecare zonă unde ai jucat, de unde era înregistrată societatea respectivă. Da. Deci, practic, ți-a venit cam... Deci, de la farul ți-a venit să plătești impozite neplătite? Da. Ok. De la internațional, Curtea de Argeș? Pentru că nu, nici acum nu este nimic reglementat, să știi, măi... Știu, dar stai, lasă-mă un pic ca să înțeleagă oamenii, că e important să înțeleagă. De la internațional, Curtea de Argeș s-a venit? De la toate, deci pe orice venit, nu da? Contează clubul. Deci pe orice venit pe care îl are un fotbalist, o să vină fiscul, e simplu. Știu, dar e vreun club care și-a plătit tot și n-a venit nimic de pe urma clubului. Dar nu e vorba de ce plătește clubul. Așa. Este vorba de contractul pe care... Convenție. Ok. Deci e vorba de contract. Când m-am dus la... Că de asta spuneam, era atunci, se discuta despre o lege a sportului în care să încadreze și sportivii. Nu e vorba numai de fotbaliști. Da. Da? De când aveam 10 ani. Acum s-a făcut, pentru că m-am dus la Constanța și ne plătea, ne făceau firme și ne plătea prin firmă, da. Ca un contract de sponsorizare. Iar clubul plătea 6%, se plăteau 16% impozit. Da, da. 16%, dar nu aveai, iarăși, nu erai asigurat, nu aveai nimic, nu ești la pensie, nu, absolut nimic. Clubul plătea 6%, jucătorul plătea 10%. Diferența până la 16%. Diferența. Diferența e că nu ne spunea nimeni. Aha, deci ei nu vă dădeau banii cu tot cu cei 10% în plus ca să vi plătiți voi din banii clubului, practic. Nu. Aia a fost o perioadă în care așa au convenit ei să plătească. S-au făcut convențiile. Dar stai puțin, deci clubul sponsoriza firma pe care o aveai tu, nu? Asta era ideea. Da. Deci practic voi erați o firmă sponsorizată de club, da. Deci nu erați niște fotbaliști de jucători de fotbal, erați firme. Așa da, era. Da, înțeleg. La... După câți bani a venit fiscul? Cam câți bani ai să dai înapoi la fisc? După, dacă ar fi să dai tot ce-ți cere fiscul? Am câștigat și cu fiscul. Eu am avut noroc și am câștigat procesele. Au venit, m-au făcut plătitor de TVA. Da. Prima, seama, să fii fotbalist, adică tu să vii și să fii și să zică că ești plătitor de TVA. Da. Dumnezeu, cum să fiu plătitor de TVA? Păi prestez servicii. Aha, okay. Cum să prestezi servicii? Cum poate un fotbalist să presteze servicii? Da. Adică ce înseamnă să prestezi servicii?
Astăzi să joc pentru un club, mâine să joc pentru alt club, mâine să mă duc să... Asta înseamnă să... Eu dacă sunt angajat la un club, îmi face programul, Da. îmi dă, nu? Da. Joci numai pentru... Cum poți să... Cum să vii să prestezi servicii? Da? Nu asta poți să spun, pleci când vrei tu. Adică tu, un prestator de servicii, ai putea să pleci azi aici, mâine dincolo, răspăi mâine dincolo. E clar că este un contract de muncă? Da. Ba da, clar. Ești... Ei, atunci, inspectorii fiscali nu trebuie să vină să zic, băi, te reîncadrezi, tu ești, ai contract de muncă, vine clubul, plătește ca la contract de muncă. Dar da. Astea sunt ale lor, da, cum se înțeleg. Și până la urmă ai câștigat cu fiscul, dar a trebuit să dai ceva la fisc? Adică ai fost totuși... Păi, e aceeași procedură. Te îți spune... Poprire. Îți face o decizie de impunere, îți spune oprire, plătești și Dumnezeu cu mila. Să înțeleg, mai multe belele ai avut după ce te-ai retras din fotbal, din cauza fotbalului, din ce-mi dau seama. Adică numai de astea... Nu să spun. Deci fotbalul nu... Fotbalul mi-a dăruit foarte mult. Deci fără fotbal... nu era. Nu are nicio legătură cu fotbalul. Are legătură asta. De ce se vrea să se facă? La noi, din păcate, nu se vrea să se facă absolut nimic. Ok. Da, da. Asta e. Asta e realitatea. Poate de acum văd că tot se mai mișcă lucrurile. Să poți să faci o bază sportivă, să poți să faci... Deci n-am crezut că o să trăiesc. Deci când m-am apucat de fotbal, chiar mă gândeam, aveam la Târgoviște, aveam un teren de zgură, unul de iarbă, care, iarbă, cât era iarbă, și terenul mare pe care făceam antrenamente. Da. Acum e mai rău decât... Dar n-am crezut că... Nu poți în fiecare reședință, deci județ, sau să aduni zone, să faci baze sportive. Ne facem stadioane. Asta e ce să... Nu mi-ai zis ce faci acum. Cum îți merge? Adică trebuie să produci niște bani din ceva, nu? Mă gândesc. Da. Știu că aveai o grădiniță la un moment dat, aveai o grădiniță care îți mergea. Da, e foarte ok. Da? Și doar cu grădinița mergi sau mai ai și alte business-uri ceva? Poți să ne spui? Nu, mai am câteva în chirie. A, apartamente, cum fac fotbaliștii. Și-au cumpărat niște apartamente, le dau în chirie. Păi, nu, e mai altceva. Aveam alte gânduri, dar... Ce? Dar n-am avut așa... Curaj. N-am avut bani. Eu chiar vreau, deci asta a fost când m-am lăsat, chiar asta vreau să fac. Luasem un teren și vreau să fac o bază sportivă, dar am încurcat cu actele. Și cu asta a fost așa, visul meu să fac o bază sportivă, cum trebuie, cu, eu știu, eu zic că la câți copii merg acum la fotbal, era foarte ok. L-ai dat deoparte total gândul sau e doar amânat? Nu știu, depinde, dacă mă prinde... 45, nu cred. Nu mai știu dacă să mai am. N-ai vrut tu să te duci, să te faci antrenor, uite, să-ți iei licențele, să stai pe o bancă tehnică, să antrenezi. E mai greu. Nu? Bă, depinde fiecare cum vede. E greu să te faci. E greu să te faci antrenor, să nu decizi tu, să vină un consilier de la primărie să-ți explice cum e tactica. Se întâmplă așa ceva în fotbalul românesc? Eu nu cred că se întâmplă lucrurile. Am avut la Constanța, că de asta chiar mă stăteam așa și mă bunea râsul, am avut la Constanța, la un moment dat, un președinte, cred că a venit la momentul 42 de ani, cred. Așa. Și a venit, era de pe vapor. Și era comandant. Da. Și a venit și ne spune, bă, nu știu, bă, că n-am văzut un meci de fotbal până la vremea asta. Nu văzut un meci de fotbal în viața lui. Dar era adus de Bosânceanu, înseamnă, de la firma lui Bosânceanu ceva. Da. Domnul Bosânceanu cred că s-a săturat, că a avut oameni de fotbal la un moment dat, că au furat fiecare, cum gândește. Da. În sfârșit. Deci omul nu văzuse niciun meci de fotbal. Nu văzuse niciun meci de fotbal, dar după o lună, așa. Nu mai, ce era, ce tactică, ce le știa pe toate, ce le era de... Cine era antrenor? Ion Marin, cine era? Când era, nu mai era, nu era domnul Marin, era Vukovic. Ah, ok, Sârbu. Cred că a murit Sârbu. Da, era Sârbu, da, da. Și să-i facă tactica Sârbului. Da.
Asta eram pe drumul cel bun. Puteam să facem multe. O să te mai întorc la farul, vreau să te mai întreb ceva, dar vreau să te întreb întâi și întâi despre momentul în care ai fost cel mai aproape de titlul de campion. Cu Oasea Târgu Mureș, cu patru Da. etape înainte de final, mai aveați nevoie de foarte puțin ca să câștigați titlul în fața Stelei. Steaua era într-o situație delicată, cu Gâlca antrenor, Becali proaspăt ieșit din închisoare. Doar că din ultimele patru etape ați pierdut la Mediaș, ați pierdut cu Astra și ați pierdut acasă cu Oțelul, o echipă deja retrogradată, n-avea nici tricouri la meciul respectiv, 1-0 la pauză, 2-1 la final. De ce a făcut Oasea Târgu Mureș implozie în finalul ăla de sezon? Da, o altă perioadă în care Așa. mă gândesc, dar nu știu, așa a fost să fie atunci. N-a reușit să ne mobilizăm, n-a reușit să ne concentrăm. Nu înțeleg. Campionatul nu s-a pierdut neapărat cu Oțelul. Trebuia să-l fi câștigat de mult. Așa. Dar cred că de la meciul cu Astra, sau mai bine a început așa, a fost o deghingul ăla de la echipă și din păcate n-a reușit să gestionăm cum trebuie. Au fost mulți colegi de-ai tăi cu care am discutat, unii la emisiune, alții în privat, care mi-au spus, domnule, n-a fost ceva în regulă la... Ceva n-a fost în regulă atunci, la meciul N-au cu fost. Oțelul. Cred că n-au fost la mai multe meciuri, dar A, asta e. deși tu ai Mai des. feeling, și tu ai feelingul ăsta. Acum, eu știu. Da. Uite, mă uitam, astea sunt imagini, uite, Hanca plânge, sunt niște jucători, Marius Constantin plânge, cred că și Stăncioiu plânge, toată lumea plângea, Îndoie plânge. Întrebarea e câți dintre băieții ăștia plâng pe bune și câți plâng așa cu lacrimi de crocodil la final. Astea sunt discuții, vă dați seama că pot să. Astea sunt discuții. Fiecare știe ce a făcut, într-un fel. Dar Eu nu pot să. cum e când te duci într-un vestiar după un meci ca ăsta? Povestește-mi un pic atmosfera. Când toată lumea a intrat în vestiar, ați avut 1-0 la pauză, mai erau 45 de minute, luați campionatul. Cum e când intri într-un vestiar în care există chiar și o neîncredere între oameni? Asta spun, cred că era neîncrederea dinaintea meciului, Aha, adică cu ok. mai multe etape, nu neapărat. Ăla a fost ultimul și a fost așa. Probabil nici nu ne așteptam ca Steaua să nu bată La Iași. la Iași, da. Da. În sfârșit. A fost o dezamăgire, vă dați seama, da. S-au făcut reproșuri în vestiarul ăla, mai ții minte? Au f nu? N-a fost reproșul. Acum, eu știu, fiecare menționează că o fi fost ceva, nu pot să. Uite, și pe Zicu plângând, toată lumea plângea după meciul ăsta. Ciobotariu, mă rog, era cu capul în Nu pământ. dați seama că a fost. Nu. Păcat că a fost așa. Era o poveste frumoasă. O nouă promovată să Da. câștige campionatul, dar Da. la un moment dat nu cred că se mai. Erau și discuții cu probleme cu ce se întâmpla pe la club. Cu banii. Cu banii, nu erau iarăși acea situația din România, ce se întâmplă în România. Păi, au venit DNA-ul, a pus sechestru pe bani, Da? pe salarii, Da? pe salarii. Pe Deci, salarii. ca să înțeleg, pe salarii, unde pe nicăieri nu se pune, nu ai voie să oprești bani de salarii, deci banii care sunt dați pentru salarii, este scris, este lege, da? Deci nu ai voie să pui poprire pe banii care de salarii. Da. Dar ce interesează pe cineva? A venit DNA, a pus poprire, ea s-au judecat, sau am zis că s-a terminat acum procesul. Ok. N-a acuzat pe nimeni, sunt toți foarte bine, mersi, banii. Ai distrus familii, un club, astea, cu atâta muncă. Ma, asta, România. Deși la Târgu Mureș a rămas cu bani, ne luați mulți. Da, dar Câți? iarăși, Cam câți, nu este aproximativ, vorba de așa? bani, este vorba de ce se întâmplă. Știu, înțeleg, dar fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, De cum zici fii tu. atent, fii atent. Ca să punem un pic de ordine să facem noi calculele în dimineața asta. Dacă ar Nu, fi, nu, fii vreau atent, să. ascultă-mă o Nu. secundă, stai un pic, e mai mult un joc. Dar ca să Dar înțeleagă oamenii ce nu știu. înseamnă viața de fotbalist, câți bani, dacă ar fi, cu aproximație, câți bani crezi că ai pierdut în carieră dacă ar fi să tragi linie?
Nu știu, chiar sincer nu i-am Cu calculat și nici nu aproximație, vreau să... gros. Nu știu, sincer, deci nu e nicio... Nu, Senzația mea mi-a... este că mai mult de 150.000 de euro ai pierdut în carieră. Probabil, da, nu știu. Nu. Da, nu, a spus, nu neapărat la un moment dat, deci nu e vorba de bani, că pierd, e vorba de cum se pune problema române, cum vine, cum lași să vină DNA-ul, să acuze, să pună oprire pe cont, să distrugă un club și după nimeni nu e acuzat, nimeni nu e, cine răspunde? Jucător. Păi, jucătorul cu ce să răspundă? Cine răspunde asta? Păi nu, deci nu răspunde de nimeni, nu. Deci am văzut un caz, de, așa ca idee. Da. Nu știu dacă o fi, chiar am vrut să caut. În Spania, da? Da. În Spania a venit, deci l-a luat pe Ronaldo, l-a luat pe Messi, că au făcut... Cum evaziune făcut fiscală. Da. Evaziune fiscală prin asta. Și mi se pare că au mai luat un jucător și la fel i-a pus poprire de 1 milion de euro. Da. Doi inspectori fiscali. Așa. Da? După ce s-a terminat procesul, a câștigat. Da. Acei inspectori au plătit. Nu e normal? Ba da, că pui... Nu? Da. Bine, dacă au făcut niște greșeli în anchetarea cazului, da. Nu e greșeală. Da. Deci nu poți să spui că e greșeală. Deci asta nu e, e simplu. Deci când ai niște acte și astea, nu vii să-mi spui că tu ești plătitor de TVA și gata, asta e că am greșit. Nu e greșeală, că știu ce fac. Da? Sunt trimiși cu dedică, băi, gata, uite, da? Trebuie să luăm de la fraier, că altfel nu pot să... Băi, fii atent. Ce să fie? Sunt toate, așa s-a făcut la noi. Da, ce poți? Când poți să... conduci un club și să nu plătești nimic, să nu plătești salaria, să nu plătești dări la asta, să nu plătești și să nu se întâmple nimic. Păi de asta e și ce e. Pentru că nu... Ia să întreb cine are firmă și cine are. Vreau să nu plătească salariile, să nu plătească la stat. Ce se întâmplă? Cum? Ce se întâmplă? E jale mare dacă ai o firmă și nu plătești. Ce se întâmplă dacă nu plătești dările la stat? Păi ce dacă se ai întâmplă? Firmă? Ai încurcat o rău. Da. E penal? Este, da. Da? Păi... Atunci la fotbal se poate. Păi și da, pentru că fotbalul este un vehicul de imagine folosit și de politicieni. De asta se întâmplă. Corect, asta vreau să. Atâta timp când e totul prea politic și totul prea... Nu poți să ai pretenții. Nu poți să ai pretenții să zici, băi, o să facem, o să... Asta e, ce să... Păcate, asta e drum pe care mergem. Vreau să te mai întreb ceva, tot de la Târgu Mureș, în al doilea sezon, cred că acolo, cred că asta era, al doilea sezon, vine la ASEA Târgu Mureș un fotbalist foarte cunoscut, care vine și cu pretenția de a lua un număr care îl făcuse cunoscut, numărul 10, însă numărul 10 aparținea lui Claudiu Voiculeț. Adrian Mutu îi cere numărul 10 lui Claudiu Voiculeț. Tu... ți-ai manifestat nemulțumirea la Digi într-o declarație. Ai spus că n-ai fost foarte încântat să-i cedezi tricoul cu numărul 10. Povestește-ne un pic acum, după atâta timp, cum a fost momentul. Clubul s-a grăbit repede, a dat un comunicat, n-a fost nimic, nu se întâmplă nimic, totul e în regulă, totul... N-a fost, Adi a fost foarte fair play. A venit știu că eram în cantonament în Antalya, a venit și măi, vreau numărul 10, i-a zis, băiat, sincer, nu vreau să-l dau. Așa. Acum... La ce să... Cine era cu echipamentul a crezut că o să vândă tricouri. Da, venise Adi Mutu. Da. Era un nume, da? Da. Nu cred că s-au vândut prea multe tricouri cu numărul 10, că venise... Acum... Dar stai puțin, decizia cine a luat-o? Că tu ai zis că nu vrei să îl dai. Cine a luat decizia? Clubul a luat decizia să-i dea numărul 10? Decizia a luat-o clubul, da. Nu știu, nu mă neapărat să mă împotrive, că bă, oricum Adi a fost foarte ok și okay. Fair play, dar nici nu știu cu câtă intenție venise să joace fotbal la vremea aia atunci. Păi cum? Că de asta a venit, nu? Să joace fotbal. Da, el vrea mai mult, cred că tindea de atunci avea să fie devină antrenor. Să, da. Aha. Trebuia să-i dea numărul 1 atunci. Sau A1.
să-i punem pe spate. A unul, da. Păi i-a dat după i-a dat un 0 jos și a pus una înainte. Tu ai luat numărul 99 atunci, am senzația, nu? După ce el a luat 10. Da, nici nu știu. Nici nu mai contează ce număr ai luat. Da, da. Da, n-a fost nicio discuție neapărat așa. A fost o chestie, până la urmă, da. Venise... Chiar a fost ok așa, știi, că na, să vină Mutu să joci cu el, dar era pe final și nu știu dacă se mai gândea așa de mult să joace fotbal de asta, ca fotbalist, așa, lui îi place foarte mult fotbalul, trăia pentru el, se vedea de atunci. Hai să le punem oamenilor, nu putem să dăm imagini în mișcare, că nu avem drepturi de imagine asupra lor, însă să le arătăm oamenilor o captură de la unul dintre golurile tale spectaculoase. Ai marcat goluri spectaculoase în carieră, ăsta este unul dintre ei. L-am arătat oamenilor cu o săgeată cum s-a dus mingea din piciorul tău drept. Tu ești aici, în colțul careului de 16 metri, mingea se duce la vinclu în colțul celălalt, bară gol. Cum se poate da un astfel de gol? E golul cu Petrolul de la 1-0, un meci important din finalul sezonului. Da. Erau, să știi că erau și alte mingi atunci. Așa. Erau niște mingi, știi, care luau, dacă o lovei bine, adică dacă o lovei doar cu degetele. Așa. Nu cum ne-am învățat când ne-am apucat de fotbal. Bine, mulți care ne-au învățat cu șiretul. Da. O loveai cu șiretul, nu se ducea. Simplu. Da. Doi tare cu șiretul, asta. Da. Așa. Da, dacă o lovești, dar vezi, pe terenurile noastre, dacă încercai să o lovești așa cu degete, riscai să o dai și peste tribuna. Pentru că sărea mingea de aia. Da, nu aveam așa. Deci cum loveai? Cu final? Deci asta, hai să le arătăm oamenilor. Poate mă pun oamenii pe mine să le arătăm. Asta ar fi talpa, da? Ia stai. Așa. Și loveai aici, nu? Ultimele... Cu ultimele două degete, nu cumva, o loveai? Nu, cu degetul mare, cu așa, asupra unghiei. Deci spre interior, cu degetele din interior. Deci asta, să presupunem că asta ar fi piciorul, cu astea aici, nu? Cu cumva, cu zona asta loveai mingea. Și băgai piciorul, o loveai în plin sau un pic sub ea, cum? Nu, că să le spunem oamenilor că nu e o întâmplare golos, ai dat un gol pe Dinamo, un gol cumva asemănător. De era Cerniauskas, era, se uita, a crezut că se minge afară. Da, am spus, atunci erau și mingile foarte, se părea foarte spectaculoase mingile. Așa. Adică o luau o traiectorie foarte... plăcută ochiului, da. Și pe duportar nu era neapărat plăcut. Da. Ce simte un fotbalist când dă un gol de ăsta? Ai mai dat un gol la CFR cu Pandurii, un lob de la vreo 30? Da, când primul gol în Liga 1, la fel eram la Pitești, tot de la 30 de metri, primul gol așa l-am marcat, după cu Vasluiu, da. Nu prea, mai multe 6, 7, 8 goluri. Nu prea dădeam așa un campionat. Mai mult cu pase, cu... Da. Da. Un lucru pe care l-am regretat, că n-am fost mai egoist. Mai egoist? Adică jucam fotbalul să... Dar la noi, văd că nu prea merge. Nu era așa apreciat. La noi, cine dă gol? Asta, cine dă gol, cine... Da. Povestește în transferul tău la Steaua. În august 2010, presa anunță, sau iulie, cred că nu mai știu exact, presa anunță, Benone Lazar anunță, Voiculeț a fost transferat la Steaua, Benone Lazar era patronul de la Internațional Curtea de Argeș, Ionuț Badea a spus despre el că este un juvaier nedescoperit, eu sunt stelist, spunea Benone Lazar, așa că am preferat să-l dau la Steaua, întrucât cei de la Pandurii au spus că nu au posibilitatea să-l cumpere, l-am dat pe o sumă mai mică, dar voi mai primi bani printr-o clauză. Povestește-mi un pic zilele alea, dacă poți să-ți aduci aminte. Da. Venise domnul Pițurcă la Steaua, am înțeles că a vrut să fac parte din lot. Eu venisem, eram și accidentat din cantonamentul. Am dus în cantonament în Austria, țin minte, cu Internaționalul. Da? Și în ultimul amical
făcusem o întorsă, a fost un meci mai pe luptă, cum e în cantonament. Așa. Ultimul meci, că așa e când se adună. Da. Tensiune. Poftim? Se adună tensiune la ultimul meci. Da. Și Și eram accidentat, am avut o întorsă, cred că m-a ținut vreo 3 luni jumate. Dacă nu. Adică nici când m-am dus nici nu eram apt de joc, nu știu. După s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu domnul Pițur, că a plecat, a venit. dar stai puțin, tu te-ai dus, ai fost prezentat, dacă nu mă înșel, din câte ții minte, nu? Deci, jucătorul nostru, prezentat, Pițurcă antrenor, pleacă Pițurcă. Ce se întâmplă în momentul în care pleacă Pițurcă? Povestește-ne un pic ce n-a văzut publicul. A venit Ilie Dumitrescu, Așa? a venit cu cei de la Urziceni, țin minte, Lotul Urzicen, da? Lotul Urziceni, dar m-am discutat cu dânsul, a zis că el are altă gândire, că vrea altceva, că vrea să facă tiki-taka cu cei de la Urziceni. Zis, ok. Tu nu erai de tiki-taka, am senzația, nu prea erai de tiki-taka. Am plecat, n-am stat, Așa asta ți-a zis spun. că vrea să Nu joace m-am dus să tiki-taka? stau pentru bani. Așa acolo aveam Da. contract, aveam asta, nu m-am dus, puteam să stau și la cum venea, cum m-am dus la CFR, că domne, că stai, nu stau, nu am venit să stau pentru bani, am venit să joc. Și la Steaua puteam să stau frumos, cum am văzut că se antrenau pe la echipa a doua, să le dea bani, să nu ai nevoie. Am strâns mâna, am plecat. Atât a fost, n-a fost altceva. Deci, Da. tiki-taka nu, n-ai vrut să rămâi totuși la tiki-taka. Da. Avea altă. Da. Lasă, știu că, nu știu, erau onofraș, erau cu altă. Da. De, cât ai Asta stat? și. O lună? Cât ai stat în Ghencea? Cred că o lună, nici nu știu. Am spus, nici nu am făcut antrenamente pentru că Erai cu eram. întorsa. Da, după m-am dus la Târgu Jiu și acolo am tras încă vreo 2 luni cu întorsă. Pentru că și domnul Pițurcă m-a forțat atunci, a zis că nu am, m-am dus la, cum îl cheamă, Pompilu Popescu. Așa. Și aveam glezna cât genunchiul și zicea că n-am nimic. Acum n-am. Ce să. Păi cum? Stai, era umflată, nu glezna? Da, normal. La o întorsă se umflă, nu? Da. Se întind ligamentele, se Păi umflă. nu cred că a zis că n-ai nimic. N-ai nimic grav, probabil, asta. A zis că pot. Mi-a dat cu un ciocanel și peste 3 zile pot să fac antrenament. Ciocănelul dezdădea sângele un pic ca să iasă. Da, Aha. minunea de Și pe. nu, na, după 3 zile n-ai putut. N-am putut, nu. Am forțat, de fapt mi-am dat seama că când am vrut de întors, m-am dus la spital în Austria, unde am fost. Da. Mi-a pus fașă, mi-a făcut remene, mi-a făcut, adică asta, când am văzut diferența între a te duce la un spital în Austria și a veni în România, e, Doamne, Și Doamne, e atenție, ceva de. vorbim aici, era totuși doctorul echipei naționale de fotbal. Da, asta, nu, dar nu o fi nimerit-o cu mine, nu neapărat, nu țineam neapărat Da, de, de, înțeleg, de. înțeleg. Dar zic așa, când am ajuns în Austria, am rămas că asta nu poți să ai, nu. Noi avem mai pretenții, asta e o mare problemă. Ne vedem frumoși, deștepți, avem o mare problemă în România. Dar când am ajuns la spital în Austria, Da? nu m-au lăsat să mă dea jos din taxi. Când a văzut, doctorul nu era, că e așa, am înțeles că așa o program. A venit asistenta cu un cărucior, m-a pus în cărucior să nu merg, Așa, da? da? Și m-a plimbat pe acolo și m-a dus și mi-a făcut și remene și mi-a făcut și radiografie și mi-a făcut. La noi unde Cum ar făceai fi remene? arătat la din România dacă te-ai fi dus la spital? Te duceai, te dădeai jos, puneai și piciorul jos până urcai niște scări? Din păcate am avut în ultima două experiențe Care? cu la spital și te doare mintea, n-ai ce Unde? să. Când? Acum? După ce te-ai lăsat sau nu? Da, după ce m-am lăsat, da. Am Și? avut că, iarăși, despre ce discutăm? După ce m-am lăsat, am avut, mă tot durea spatele. Mă durea spatele, mi-am dat seama că mă durea spatele de foarte mult timp. Așa. Și am avut, de fapt, am avut o piatră la rinichi, o piatră foarte mare. Asta am stat cu ea, o piatră de
1,6 cm, nu Wow, dacă-ți vine să crezi. imensă asta Am chiar. crezut că nu e adevărat, da. Da. Și iarăși, că de asta avem pretenții. Mai eram, când eram la fotbal, băi, mă doare spatele, mă doare, mi ieșeau la analize că aveam o infecție în sânge, nu? Și vezi dacă ești doctor, vezi, băi, ce înseamnă, că da, ești doctor, da? Dar nu trebuie să stai să te gândești tu dacă îți vrei să faci bine, că e urea mare, a, ce? Ai piatră la rinichi, e simplu, nu e filozofia. Și niciun doctor nu ți-a spus, bă, du-te și vezi niște investigații la rinichi mai amănânțite. Dar nu era simplă, cum era, bă, ești bătrân, te doare Asta era spatele. explicația, ești bătrân. Asta e la, ce, dacă nu știi ce să... Wow. Da. Și probabil îți mai băga un antibiotic ceva, dacă, sau vreun antiinflamator. Antiinflamatoare, nu... Da, ia un antiinflamator, că trece orice cu antiinflamator. Da. Și da, să spun, am avut, printr-un prieten, am ajuns la... M-am dus la spital, nu știu cum am ajuns, că în criza aia când te doare, nu mai știi pe unde să mai fugi. Cunoaștem, și da. Am ajuns să mă duc la spital de stat. Doamne ferească, Doamne. Deci era, da, nu, experiență. Până la urmă ai operat-o sau cum ai scăpat de ea? Am avut noroc să am dat peste o doamnă la un spital privat, da? Care n-am vrut să tai. Da. Și mi-a spart-o cu ultrasunul. Cu ultrasunul. Da. Da. Hai să-ți arăt niște poze ca să ne mai destindem un pic. Am prea vorbit de spitale o grămadă. Niște poze din 2012. Victor Pițurcă convoacă lotul pentru dubla cu Estonia și Andorra. Aici în stânga, lângă Mățel, lângă Găman, lângă Pintili, lângă Maxim, ești tu. Da. Ai fost în lotul naționalei, n-ai jucat, dar ai fost în lotul naționalei. Am fost convocat, nu știu, ca să fiu la număr, nu știu. Așa. Dar sincer, așteptam, adică am jucat cu, nu știu, Estonia și Andorra, parcă. Da, Estonia și Andorra, dubla, da. Adică cu două echipe de... Sincer, mă așteptam să prind și eu câteva minute, adică pentru ce mă chem până la... Probabil... Cum se făcea la nu le-am prins. Da. Da, ai fost acolo. Adică am fost chemat ca să... Că vorbea presa, da? Băi, dar Voiculescă. Da. Da, în sfârșit. Și atâta, aia a fost. Legătura ta cu echipa națională. Dar ori sunt mulți fotbaliști care n-ajung nici măcar până acolo. Da, da, asta. Acum la fotbal nu neapărat gata, ești bun și joci. Fotbalul nu. Mi-am dat seama mai târziu că fotbalul nu e numai pe ce poți și pe ce joci și pe contează să ai pe cineva, asta e, nu? La asta te referi. Contează să ai și pe cineva, contează și cum te contează și ce faci și sunt mult mai multe ca să poți să ajungi. Ce faci? Adică să ai o viață sportivă, trebuie să ai o viață nu, sportivă. Nu la asta, nu? Faci în legătură cu oamenii care... Ah, ok. Și cu echipa. Nu de viață sportivă, că eu n-am avut așa. Am văzut că la un moment dat discuta, aveam pe la Târgu Jiu. Eu n-am făcut așa excese, am avut o perioadă, doar la CFR am avut o perioadă în care oricum mai nu... Perioada mai neagră, da. De ce Rez, neagră? La modul că nu mai aveai motivație să te antrenezi, probabil, nu? Sau ce? Nu aveam motivație, nu vreau să mai fiu, nu mă simțeam bine în orașul ăla, nu mă simțeam bine la treabă, nu vreau să, pur și simplu, le-am explicat asta. Le-am explicat, dom'le, nu vreau, dacă nu vreau, ce mă țineți aici, să ce? Da, așa a fost să fie, asta de asta cu viața extrasportivă n-am fost eu neapărat să... Mă dădeam peste cap. Uite, îmi scrie Marian Pană, fostul tău antrenor. Zice, un băiat minunat și un fotbalist excelent. L-am antrenat puțin pe el și pe fratele lui la Târgoviște. De atunci avea probleme cu spatele. Auzi. Domnul Pană n-a prins antrenamentele pe care le făceam. Așa. Cu alergatul pe... Mergeam și în cantonament alergam cu pe asfalt. Da. Făceam minunatele abdomene, unul în cârcă altuia. Așa. Nu?
alergam, ne luam în cârcă și făceam sprinturi. Așa. Astea erau antrenamentele. Astea, din păcate, Wow. astea, așa gândeau la vremea aceea, astea erau antrenamentele. Și făceam scări. Scări. Vă Da. dați seama, deci asta era un antrenament pentru, la un copil de, care era în creștere, la un copil de 12 ani, 14 ani, 15 ani, nu contează. Da. Da? Ca să alergi, să te duci să alergi 12 km pe asfalt și după să ai pretenția să joci fotbal, să... Na, e... Na. De atunci aveam probleme cu spatele. Dacă le explicai, Da. ziceam că asta a fost tot timpul problema, la care le explicai, băi, nu poți, deci nu poți, nu... Cum să alergi pe asfalt? Ah, ce ai, băi? Ești tu, mă. Ai tu ceva. Ai, ce să... Na. Dacă nu te înțelegi cu oamenii, nu ești pe aceeași lungime de undă. Ce să... Ce poți să le... Citeam un articol de undeva de pe Târgoviște News în care spunea că mama ta nici n-a vrut să audă de fotbal, tatăl tău era încântat, te încuraja, dar mama ta nu a vrut să audă de fotbal. Nu era încântată. Probabil au vrut că e un sport dur. Da. Probabil de asta. Înțeleg că ai avut niște accidentări când erai copil, N-am avut nicio nu? accidentare. Am avut o problemă, n-am avut nicio accidentare. Da, m-a durut spatele. Nu A. cred că există copil să nu Ok. doară spatele când Da. ai creștere. Dar problema e de antrenament. Iarăși, dacă faci numai, parcă le faci în ciudă să te doară spatele, genunchiul. Deci, chiar mă gândeam la copii, cred că n-au scăpat, nu știu, 20%, 30% neoperați. Da? Deci toți aveau, ori își rupeau ligamente, ori... Da? Asta era la... De asta spunea Fără... mama ta, numai eu știu în ce condiții s-a pregătit copilul meu și consta cu tristețe că nimic nu s-a schimbat în orașul ăsta în favoarea copiilor și juniorilor. Asta spuneam și eu, Da. din păcate n-am crezut că o să trăim atât. Că uite, trec anii și te vezi și îmbătrânești, ești bătrân. Așa. Și să nu poți să-ți duci, că s-a făcut copilul mare, chiar mă uitam, am copilul, are 6 ani. Așa. Din păcate, unde să-l duci la fotbal? La Hagi. Unde? La Academia Hagi. Corect, corect. Ce a făcut Hagi la Constanța, asta trebuia să fie, cred că puteam să avem la nivel de țară 4-5 academii, nu știu, împărțite pe zone. Da. Nu e o cheltuială și nu e o mult mai mare cheltuială e să ai un stadion. Cine îl plătește, cine îl întreține? Și ce faci cu el? Cine să joace? Că noi am învățat fotbal, am învățat fotbal când m-am dus la fotbal. Da? Deci în afară că e domnul Panu, care Da. o lovea foarte bine. Da. Da? Care, da, a venit și ne-a învățat așa, dar în rest, fotbalul l-am învățat în fața blocului. Ăla a Ok. fost fotbal. Când m-am dus la fotbal, mi-am dat seama că nu mai știu fotbal. Asta a fost o mare problemă. Când m-am dus Ah. la fotbal, nu făceam decât să alerg. Da? Să alerg, mergeam în cantonament și nu vedeam ce fotbal e să mergi în cantonament să nu vezi mingea 2 săptămâni. Da. Ce? Legiunea străină. Ce să fie? Nu fotbal. Da. Uite, te întreb și pe tine. N-ai jucat în străinătate, însă... N-am jucat asta mi-am dorit. Că eu am fost așa, am tot criticat și am tot și chiar mi-am dorit să mă duc să joc pe afară, să văd, băi, la alții, e Da. ca la noi. Cum e? Da, corect. Asta. Dar bănuiesc că ai o explicație de ce nu reușesc fotbaliștii români în momentul ăsta în străinătate. De ce nu mai reușesc? Pentru că suntem departe cu tot ce înseamnă fotbal, cu tot ce înseamnă orice în România. Suntem departe, suntem, am rămas foarte departe. De asta nu putem să... Cu ce să... Deci cum vrei să ajungi fotbalist? Că nu ai mâncare, nu ai vitamine, nu ai condiții de antrenament, nu ai nimic, nu ai absolut nimic. Dar avem mai pretenții. Nu mai e ca noi. Acum, înainte se mai... Era mult mai bine pe vremea lui Ceaușescu, cu siguranță, vă spun. Pentru că de asta a ajuns și generația de aur. Da, îi ținea într-un cantonament, le oferea condiții, le oferea masă, le oferea școală. La noi unde? Și au stat, s-au antrenat împreună, au mâncat, au avut un program. La noi cu ce să te duci? Noi ne duceam la antrenament, că știți cum e, dacă spui, a, băi, numai să te vaiți. Da. Asta e realitatea. Ne duceam la antrenament, plecam de la școală la ora 10 fără 10, când mă duceam 2 ore, mâncam un pateu și un covrig, mă duceam la antrenament.
Și munceam la antrenament și alergam până 10 km pe asfalt. Și după aia zicea... Cu un pateu și un covrig. Cu un pateu și un covrig și după... Că, cu un pateu și un covrig înainte. Problema era după. Da. După ce mănânci, să te recuperezi, ce vitamine, ce... Nu există. Deci nu avem termen de comparație, să nu mai ne uităm. Suntem... Pe nimic suntem foarte bine unde suntem, dacă stăm așa să tragem și dacă suntem realiști. Da. Că de asta, eu tot timpul le spuneam să fie, și zicea, nu domne, ești negativist, deci dacă ești realist, ești negativist. Asta era... Păi așa e în România, da, dacă critici, ești, vezi numai rău e din lucruri. E vorba de criticat, da. E vorba de spus o realitate și să încerci, corect. Noi, uite, gata, să încercăm să facem să fie, dar asta nu vrea nimeni să încerce să facă mai, să fie ok. Cu o cheltuială, ca să ai o bază sportivă, nu cred că e o cheltuială mai mare decât să ai un stadion. Da? Deci țin minte când s-a făcut stadionul la Cluj, da? Că plângeau, că cine are bani să-l întrețină? Costa, la vremea aia costa cu 700-800 de mii de euro. Da. Da? Deci doar ca să întrețin un stadion. Acum cred că costă, nu știu, 1,5 milioane. Dacă nu mai bine. Doar da. Ca să-l ai, să te uiți la el. Și veneau 2000 de oameni la meci la marele Ucluj. Deci nu pot să zic, erau toți cu... Acum o să sară fanii lui Ucluj în cap, că vin mai mulți decât la CFR, să știi, la Ucluj. Ori veni, eu nu spun, dar atâta cheltuială, atâta pentru și tu nu ai cine să joace pe stadioane. Uite. Deci cine să joace? Dacă o să credem, dar chiar mă uitam că asta spuneam, e interes și toți părinții își duc copiii la fotbal acum, nu mai ai loc la grupe, deci da. Peste tot. Deci da. 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 Nu e de ajuns să se ducă să joace fotbal o oră de 3 ori pe săptămână, da? Deci copilul ăla atâta joacă, că nu mai are unde să joace. Pentru că la școli nu te mai lasă, că atâta, așa am înțeles noi, să facem terenul de fotbal pe la școli, pe la astea, și să nu te lase, să nu ai acces la ele. Da. Deci, asta e realitatea. Ce să... Și să nu creadă că copilul ăla o să ducă să facă o oră de 3 ori pe săptămână și o să facă fotbal. Noi ne jucăm fotbal, că asta e, ne jucăm fotbal de dimineață până seara. Eram cu mingea. Ăla o să ducă să joace fotbal de 3 ori pe săptămână și o să ajungă mingea de 3 ori la un antrenament. Nu, ăla e fotbal. Da. De asta spun, cine o să mai joace pe stadioane? Dacă nu o să se ia măsuri, să nu poți să nu te lase să intri, mi se pare strigător la cer să nu... Noi ne jucam fotbal la fiecare liceu, la fiecare școală, nu? Ne jucam în cartier, da. să ții terenul de fapt, să ții bazele sportive, să nu poți să intri pe ele. Fii atent, mai povestește-mi ceva din cariera ta de jucător, o întâmplare de la vreun meci, ceva ce povestești prietenilor tăi când vă adunați și te mai întreabă, bă, mai povestește-mi și mie din meciurile tale alea, aproape 300 de la Liga 1, ceva. Da, sunt multe povești. Zi-ne una, alegeți una, ce vrei tu, povestește-ne. Depinde cum, haioasă sau... Haioasă? Cum vrei tu? Povestește-ne una haioasă și una mai puțin haioasă, na. Haioasă? Uite, cu domnul președinte. Cine? Care din ei? Mi-a rămas așa, de la Constanța. Așa? Nu mai știi cum îl chema, nu? Ba, știu, dar nu... Cum? Zine cum îl cheamă, că îl găsim noi oricum după aia. Domnul Chiforeanu. Așa, Chiforeanu. El e de pe vas venit, era, nu? Era așa un personaj, nu neapărat. Așa. Și când am ajuns după ce am făcut vreo 10 ore până la Văzeți, că era așa o căldură și era foarte cald. Deci am prins-o pe el, chiar era atunci când erau. Și când am ajuns, noi am ieșit la încălzire și l-am văzut pe el, era în costum așa. Și se uita la soare și face, pa, bă, ce căuta eu pe aici? Așa a zis? Și noi ne încălzeam, stai mă, că mai avem și noi, mai avem o oră jumătate, tai puțin. Da. Și una mai puțin plăcută din fotbal? Mai puțin plăcută? Multe neplăcute. Mai multe neplăcute decât multe. Una care poate fi povestită, fără nume eventual, ca să nu super pe cineva. Nu știu, alte neplăcute au fost multe numai. Da, n-aș vrea să... Uite, în dimineața asta nu o să te întreb eu, o să-ți spun eu ceva, nu te întreb. Probabil că te așteptai la întrebarea, domnule, ai jucat în vreun meci aranjat. Eu știu un meci aranjat în care ai jucat, asta-ți spun.
Eu știu foarte multe. Din păcate, asta a fost. Deci, din păcate, că dar asta iarăși din păcate. Da. Asta a fost. Asta a fost, deci ce am urât pe pământul ăsta, asta, am plecat de la Târgoviște. Așa. Am prins 8 meciuri în Liga a doua, când da. oricum erau, a fost o situație să se desființau, se oricum retrogradau în sfârșit și m-au promovat la 8 meciuri, 8 meciuri. Da. După care m-am dus la Constanța, am crezut că am scăpat, chiar mă gândeam, băi, or fi așa, Liga a doua, oamenii mai, da. poate nu fi peste tot. Da. Și la Constanța, la fel. Ok. Și am avut și, da, asta a fost situația aceasta. De fapt, e foarte simplu să, dacă, știi, dacă vrei să îi vezi care sunt și cum sunt, sau dacă poți să-mi spui că am făcut eu că eu am curat să bag mâna în foc, că eu nu am făcut niciodată de asta. Uite, la Târgu Mureș, dar, eu știam de la Târgu Mureș meci, nu de la Constanța, culmea. Meci cu un 6-1 pentru viitorul la... Am spus, da, am ieșit, eu am vrut să ieși la pauză. Ai vrut să ieși la pauză la meciul ăla? Da, și am ieșit în minutul, nu mai era... Mersesem cu echipa, era antrenor, nu știu. Da, ăla, da, păi am sunat telefonul în seara înainte că să bage toți la... Da, din păcate la pariuri. A fost... Da. Dar foarte mulți s-au dat loviți atunci dintre bătrâni. N-au venit, s-au suspendat, s-au accidentat. Deci au trimis o echipă de sacrificiu la Constanța la meciul ăla. Da, da. Da. Astea sunt și de-astea, nu neapărat, dar... Mă uită. Cred că astea sunt peste tot. Se întâmplă peste tot, e adevărat că se întâmplă. Mă uitam să văd dacă e vreo... Dar nu e înainte? Nu am vrut să se întâmple, adică să nu fiu eu implicat, atât. Restul, că se întâmplă, te enervezi, am spus și atunci. Cred că e interviu, am spus. Da. Am mers aici ca la... Dacă știam, nu mergeam. Deci am mai făcut și atâta drum. Da. Dar motivul a fost care la ieșire? Ai zis că ești accidentat sau pur și simplu ai zis, domnule, eu vreau să ies? Nu, dar ce, nu, ce, atunci, deci, atunci chiar a fost așa, nu știu cum poți să, eu dacă n-am făcut, nu știu cum poți să faci și să te mai uiți în ochii cuiva după ce... Ai dat pasă de gol, la singurul gol al vostru ai dat pasă de gol atunci, deci tu practic ai tras de tine. Am tras. Mai bine nu mai trăgeam. Da, a fost un moment. Da, că alea au mai fost multe. Numai că singura diferență da? Față de aia, că pe celelalte după săptămâni sau luni. Le-ai aflat. Da. Ok. Adică una când ești pus în situația și una când afli după. Că știți cum se vorbește, se știe care, cum. Asta e viața, da. Mă uitam să văd, dar n-ai fost la finala Cupei României, Dinamo, Faru, 1-0. Și ăla a fost la fel. Dar n-ai fost în lot. N-ai fost în lot. Am fost, am avut probleme atunci. Am jucat semifinala cu Craiova, chiar mă gândeam, și cum poți să muncești atât? Așa. Să ajungi în finală. Da. După eu am avut o problemă medicală. Da. Am avut hepatită, am avut. Și știu discuții când a venit de la Dinamo și, băi, stați-mă liniștiți că e deja, da, mă, sfârșit. Astea nu sunt lucruri care pot să... Da. Să muncești un an întreg, să ajungi și pentru ce? Pentru, adică eu asta n-am înțeles. Pentru ce? Pentru bani? Câți bani poți să... Mulți, sau probabil, pe, mulți sau, bani. După că e așa, după când am realizat, da? Îi vedeai pe fiecare cum plecau. Asta e. Ok. Îi vedeai, dacă care, cum, ăla pleca, la aia pleca, îi vedeai care, cum să... Nu aveai cum să... Da. Deci să înțeleg că pentru un om care se uită la tine și te ascultă,
nu e tocmai o imagine grozavă a fotbalului. Noi o știm, ziariștii, de multe ori nu putem să scriem ce știm, pentru că... Da, nici eu nu pot să spun că am fost în felul niciunul, dar se știe, nu? Da. Se știe, le vezi cu ochiul liber. E dezamăgitor dacă așa aleg bunii să facă, ce pot să... Nu, n-am putut să înțeleg. Pentru ce? N-am putut să înțeleg nici cum. Pentru ce să mergi la Vaslui și să știi că din start pleci cu două penalturi? Deci asta, nu, și la ce te bucuri? Asta era aceea, așa știați că Vaslui da, primește era, două penalturi într-un meci. Până, că de asta, probabil și domnul Chifora nu știa atunci că de-aia, ce căutai pe aici. Ah, ok. Nu, glumească, asta n-a fost. Dar asta n-am putut să înțeleg pentru ce să faci lucrurile astea, pentru ce bucurie ai. Ori probabil financiar, ori pentru ce să faci nenorocirile astea, să alungi lumea, să vină lumea, dar după aia ai pretenții, vrei să vină, să îți umple stadionul, să zic, pentru ce? Ai avut vreodată vreo discuție în contradictoriu cu vreun coleg după ce te-ai simțit pur și simplu că munca ta e aruncată la coș de alții în vestiar, vreo discuție aprinsă vreodată ai avut? Da, am avut, am spus... Singurul meci pe care a fost la Constanța. Okay. Care am avut și înainte de meci. Da. Am avut, da, am spus. Restul, v-am spus, au fost după. Da. După, da. Săptămâni, după luni, după... Asta a fost ce să... Da. Păcate sunt care se pretează la așa ceva, ce să... Să fie sănătoși. În final, spune-ne o anecdotă din cariera ta, o chestie. Mai povestește-ne ceva amuzant cu asta să terminăm. Ca să terminăm într-o notă mai simpatică. Ceva ce poate fi povestit. Nu știu, chiar acum nu îmi vine în minte. Ceva cu Ndoie, de exemplu. Uite, l-ai avut coleg pe Ndoie sau ceva. Ndoie? Ndoie era... nu, că după să... Nu mi-a venit ceva în minte și da. Cum? No, nu se poate povesti ce vrei să povestești. Ah, ok. Păi de ce? Că toată lumea zicea că e un tip serios, nu e? Da, e. N-a spus că... Da? N-a spus că nu e. A fost așa o întâmplare care nu... Ce mi-a venit prima, care mi-a venit în minte. Bătaia cu, de pe teren, de atunci, cu un coleg? Nu. Aia a fost o tensiune asta. Nu știu de ce ce a avut așa cu Zico atunci. Nu, da. A trecut. A fost un moment, da, dar în cantonament e periculos în cantonament. Se adună foarte multă tensiune pentru la fotbalist. Da, chiar nu înțeleg, adică Zico chiar era, nu știu dacă e băiatul să poți super pe el. Înțeleg că Mureșan s-a băgat atunci și l-a cam pus la respect pe Ndoie. S-a băgat, toată echipa s-a băgat, poți să vii să lovești un jucător așa, un coleg. Da. Și mai ales, adică cum spun, mai ales în Zico, care... A rămas toți așa uimiți, măi, dar cum? Tocmai pe Zicu, deci de ce? Și Zicu e un hohoțoman mare el așa, la prima vedere Dar nu era neapărat, adică că faci o glumă, că mai e o injecție la asta, nu neapărat acum gata să zici, n-am. Al curentase cu ceva cu o glumă pe Ndoie, că nu degeaba totuși a sărit la el. N-am prins, eram timpul meciului, n-am prins neapărat, a rămas așa uimiți. Știu că s-a oprit meciul, toată lumea s-a oprit atunci că s-au luat la bătaie. Mă rog, s-au luat la bătaie, a sărit. Da, practic n-a fost bătaie, că s-a dus și l-a lovit. Da, așa, a fost un gest prea ok, nu înțeleg. Deci cu Ndoie nu ne poți povesti nimic în dimineața asta. Da. Bine, fii atent, atunci te întreb altceva. Povestește-mi ceva, fără niciun nume, ceva ce poate fi povestit haios, fără nume, ca să nu supărăm pe nimeni în dimineața asta. Fără nume, atenție, fără nume. Deci nu dai nume, nu spui de unde, cum, dar ceva ce s-a întâmplat, la care ai asistat și poți să povestești în dimineața asta. Da, nu-mi vine în minte acum, serios, chiar. S-a întâmplat. Păi, tocmai de asta zic că s-au întâmplat lucruri. Da, Nu prea-mi vine acum aminte. Da. Bine, te mai lăsăm, te mai întrebăm, nu-i problemă, o să te mai întrebăm, te mai căutăm. Mulțumesc mult de tot, Claudiu, pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Să fii sănătos, să-ți iasă lucrurile cum vrei tu, poate să faci baza aia la care visai cândva, să nu mai vină fiscul peste tine.
Asta, în România, vine fisc, nu vine fisc. Vin impozitele acum, în martie. Da. Să fii sănătos, toate bune. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. A fost o plăcere să te ascultăm. Numai bine. Toate bune. A fost GSP Live. Ne revedem mâine dimineață la 9 și un minut. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport, în fotbal. Numai bine. O zi bună.